Copiii care activează la cercul de pictură din cadrul Centrului Cultural Pitești au omagiat anticipat Ziua Internațională a Copilului. Îndrumați de profesoara Elena Zavulovici, micuții au realizat desene pe asfalt și au vernisat o nouă expoziție în Casa Cărții. Pe mine mă cheamă Maria Alexandra și eu sărbătoresc Ziua Copilului prin joacă și frumusețea naturii. Și ai făcut și desene pe asfalt, văd. Da. Aici lângă Casa Cărții. Da. Dar la Centrul Cultural, spunem, ce ai pregătit? Noi am pregătit o expoziție. Și cu câte lucrări ai contribuit la această expoziție? Cu o lucrare. Da? Cu ce temă? Tema primăvara. Primăvara. Pe mine mă cheamă Maria Ioana Cortea și sărbătoresc Ziua Copilului prin frumusețe și iubire. Da? Și ai și desene pe asfalt? Da. Și la expoziție ai vreo lucrare? Am o lucrare, o zână. Tema o zână, da? Da. Tema Irina Constantinescu și eu sărbătoresc Ziua Copiilor prin culoare. Pe mine mă cheamă Mariana Ștefania Moisescu și Ziua Copilului eu o sărbătoresc prin iubirea naturii. Pe mine mă cheamă Ana Maria Ilie și eu sărbătoresc Ziua Copilului prin iubire și frumusețe. Eu mă numesc Oana Plunarco Alexandra și sărbătoresc Ziua Copilului prin desene. Ștefan Andreea Maria și eu sărbătoresc Ziua Copilului prin bucurie și iubire. Eu mă numesc Borda Ioana Andreea și sărbătoresc Ziua Copilului prin bucurie și iubire. Și altceva? Desene pe asfalt? Ce mi-ai făcut? Și am făcut pe panoul dinăuntru un copac. Pe mine mă cheamă Maria Teodora Negescu și eu am lucrat pe panoul dinăuntru o zână. Pe mine mă cheamă Giulia Paola Arsinte și sărbătoresc Ziua Copilului prin iubire și dragă, prin iubire și frumusețe. Și prin desene? Am făcut un copac plin cu flori. Te rog, cum te numești? Cheamă Iunia. Da, și cum sărbătorești tu Ziua Copilului? Cu bunica și fac prăjituri. Da, dar desene n-ai făcut? Eu știu că ai făcut și desene. Ce ai desenat? O floare. Cum te numești? Eu mă numesc Teodorescu Ioana, iar eu sărbătoresc Ziua Copilului prin pictură. Și ce ai pictat? Am pictat un copil într-o floare magică. Eu mă numesc Chilimen Cristian Cosmin și sărbătoresc această zi prin bucurie și desen. Și ce ai desenat? Desenul meu este salvarea pământului. Pe mine mă cheamă Vera și am sărbătorit Ziua Copilului prin pictură. Ce ai pictat? O floare, niște flori și un soare. Eu mă numesc Regeanu Maria Caterina și sărbătoresc Ziua Copilului prin desen. Și ce ai desenat? Am desenat o floare a soarelui. O floare pe asfalt? Da. Și la expoziție cu ce ai contribuit? Cu o fată cu Florica. Eu mă numesc Iasmina Cristina Stănase și sărbătoresc Ziua Copilului prin iubire și natură. Și ce ai mai desenat? Și am desenat un iepuraș cu... Ca de obicei, îmi place să mă implic în tot ceea ce este frumos și plăcut în acest oraș. Iată, ne aflăm la nu știu câta expoziție a micuților pictori, reprezentanța ai cercului de pictură de la Centrul Cultural Pitești, cercul de pictură intitulat generic Sensibilitate și Culoare. Este minunat să te afli în mijlocul unor superbi copilași cu preocupări deosebit de frumoase și pe această cale mulțumesc Centrului Cultural pentru colaborare, mulțumesc din suflet părinților și bunicilor care fiecare sâmbătă, indiferent de vreme și de programul dumnealor, sunt prezenți aici cu acești superbi copilași. Iată, astăzi facem o activitate, desfășurăm o activitate dedicată zilei lor, a zilei copilului. Am organizat desene pe asfalt, e bucuria lor de a picta în stradă, să manifeste.
pe copilului de la cea mai fragedă vârstă. Comunicarea lui în mediul înconjurător se face în primul rând prin limbaj și apoi prin desen. Mult mai târziu apare scrierea. Deci comunicarea lor cu natura, comunicarea lor cu oamenii a fost astăzi materializată în lucrările de pe asfalt. De asemenea, în paralel cu această activitate, avem cadrul obicei o expoziție minunată cu lucrările lor, în care se simte bucuria de a colora, bucuria de a gusta frumosul, bucuria. Mă simt extraordinar și cu toată sinceritatea, minunat mă simt în mijlocul acestor lucruri. Le mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru această minunată colaborare benefică pentru sufletul meu. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței, păstrați-o orice ar fi. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm cei buni, să-l